Știm cu toții care sunt efectele fumatului asupra sănătății. Situația consumului de tutun este una alarmantă în România, după cum spun statisticile, iar în aparență nici cadrul legislativ drastic, nici mesajele și ilustrațiile traumatizante de pe pachetele de țigări nu au avut un impact major asupra acestui fenomen. Fumatul reprezintă o problemă gravă la nivel european. În anul 2013, Europa avea cea mai mare prevalență a fumatului la persoanele sub 15 ani și una dintre cele mai ridicate privind numărul fumătorilor adolescenți. România se situează pe locul 9 în Uniunea Europeană, alături de Cipru, Austria, Slovenia și Spania, în ceea ce privește consumul de tutun. Aceasta se menține la un nivel ridicat, aproximativ 28% din populație, considerându-se fumătoare mai mult decât media europeană de 26%. România se află pe poziția 27 din 182 de țări într-un clasament efectuat de Organizația Mondială a Sănătății privind numărul de țigări consumate. În țara noastră, un adult fumează în medie 1619 țigări pe an. Fumul de țigară conține peste 4000 de substanțe, multe dintre ele fiind toxice, mutagene, cancerigene și farmacologic active. Fumatul este o dependență biologică, dar cei care încearcă să se lase trebuie să învingă și un obicei psihologic. Dependența psihologică reprezintă aproximativ 80% din scorul global al dependenței. Fumătorii spun că este foarte ușor să te lași de fumat și, deși au încercat de multe ori acest lucru, cu greu au reușit, însă unii nu au făcut acest lucru deloc. Ne apucăm din teribilism, din a fi în gașca celor răi cu ghilimele, pentru că întotdeauna rebelii sunt mai atractivi decât ocilarii, ca să zic așa. Vrem să accedem în anumite cercuri, poate într-o formație sau într-un club sau într-o echipă în care se fumează, deși sportul nu se împacă bine cu fumatul. Și atunci nu e atât de greu să te apuci și să inițiezi consumul de tutun. Mai e și aspectul ăsta legat de exemplu familial. Pentru că dacă vezi că mama sau tata fumează, ți se pare cool și chiar dacă părinții o să-ți spună e dăunător să fumezi, tu îi vezi că fumează și atunci e una ce zice părintele și una ce face părintele și nu trebuie să uităm că exemplul familial este unul foarte important. Deci anturajul este important în rândul tinerilor, familia este importantă. Deci nu e atât de greu să ne apucăm, mai ales că până în 2016 noi aveam reclame stradale și reclame foarte reușite pentru că se băgau foarte mulți bani în tot ce însemna reclamă pe stradală, reclamă la televizor și deci este o formă de, e o dependență tolerată, acceptată și de ce să nu spunem încurajată, pentru că tot ce înseamnă tutunul este interzis sub 18 ani, mesajul subliminal este da, o să mă fac eu mare și nu o să mai fie interzis, da? Și noi suntem tentați ca și ca particularitate umană, cred sau nu numai, să nu facem ce ni se spune, să avem și noi, dar noi facem ce vrem, nu ce trebuie și nu ce ne spune nouă altcineva că trebuie făcut. Deci eu fac ce vreau cu corpul meu, cu viața mea, cu mie nu-mi spune nimeni să nu mai fumez dacă eu vreau să fumez. Da? Deci așa începem. Problema este că inițiind acest consum, de cele mai multe ori, deci peste 95% din cei care inițiază fumatul devin dependenți, pentru că în țigară sau în produsele de tutun există această nicotină și nicotina este practic lipiciul care face fumătorul să-și aprindă următoarea țigară. Nicotina ajunge în câteva secunde la creier, se descarcă acolo dopamina, care este numit și hormonul plăcerii, dă o senzație de relaxare, o senzație de bine și atunci fumătorul ce face când are treabă? Mai întâi fumează o țigară să se poată concentra mai bine, da? Ce face când e nervos? Își aprinde o țigară că îl relaxează. Pentru că, într-adevăr, este această descărcare dopaminergică și o țigară atrage altă țigară. Pe de altă parte, tot datorită acestor receptori nicotinici și acestei dopamine care se descarcă, în momentul în care acești și nivelul dopaminei și al nicotinemiei scade, va apărea nevoia de a fuma următoarea țigară, tocmai pentru a ajunge la această stare de bine. După ce se instalează dependența, în momentul în care un fumător realizează că, poate nu realizează neapărat că se simte rău, e tânăr, da?
îl deranjează că îi miros hainele urât sau pe domnișoare, pe doamne tenul că e mai tern, dar și da, pentru foarte multă lume, de ce să nu o spun, îmi deranjează aspectul financiar, că începe să se simte la buzunar în momentul în care consumi 10-20 de țigări pe zi. Și atunci apare și acest aspect și își pun foarte mult, sau iarăși un lucru care poate să determine o tânără să renunțe la fumat, este perioada de sarcină. Dacă atunci știe că nu e recomandat și își propune să renunțe. Și constată că nu e atât de ușor cum credea, pentru că a apărut și a intervenit această dependență. Dependența de nicotină e comparabilă cu dependența de drogurile tari, heroină, cocaină. E adevărat că e un drog mult mai acceptat, cu efecte sociale și personale poate mai lente, nu pot să spun mai puțin nocive, dar oricum mai lente, se instalează mai greu patologia cauzată de tutun și de aceea până ajungi să te trezești că tușești dimineața și că ăsta ești un mare dependent. Deci, de asta eu cred foarte mult în prevenție și în prevenție și în programe de prevenție și în programe de educație pentru tineri, pentru că sunt foarte puține persoane care n-au aprins niciodată o țigară sau n-au încercat niciodată un produs din tutun, dar nu trebuie să perseverăm în acest comportament, pentru că prima țigară, să fim serioși, e una proastă, da? Te neci, dacă o tragi și nu, ăsta e un gust amărui, deci nu e un lucru care să îți aducă nu știu ce plăcere, dar perseverând în acest comportament intervine dependența și de aceea chiar dacă vrei, nu mai e chiar atât de ușor de renunțat. Fumătorii învață să utilizeze comportamentul de a fuma pentru a răspunde nevoilor lor cotidiene, dar și din situații critice. Astfel, fumatul este perceput ca având un rol pozitiv în viața persoanei și de aceea este repetat. Efectele fumatului sunt devastatoare pentru sănătate. Țigările dau dependență și obișnuință, afectează sistemul nervos, arterele, aparatul respirator și circulator. Majoritatea asociază efectele nocive ale fumatului cu cancerul pulmonar, fără a se gândi și la alte forme de cancer, respectiv cancer laringian, de vezică urinară, de buze sau gastric. Patologia indusă de tutun nu se instalează foarte repede, dar efectele nocive se resimt destul de repede. Carii dentare, cum spuneam, un ten mai puțin sănătos, un fir de păr mai friabil, un miros urât al pielii. Astea sunt lucruri care, pot să spunem, îi afectează pe cei tineri. Că și mesajele pe care noi trebuie să le transmitem nu sunt aceleași pe tot parcursul vieții. Dacă să vii și să-i spui la un tânăr de 20 de ani că o să facă cancer la 50, o să-ți spună cum bunicul a trăit 100 și a fumat și, sau știu eu, poate până atunci al calcă mașina. Deci am auzit tot felul de replici și de aceea mesajul într-adevăr trebuie să fie personalizat, că nu ai cum să anticipezi ce patologie poate să dea la o anumită persoană consumul de tutun. Dar, pentru că sunt lucruri care nu pot să fie neapărat prevăzute. Dar când spunem cuvântul cancer, pacientul rezonează. 90% din cancerele pulmonare sunt la fumător. Când spunem infarct, pacientul rezonează. Când spunem accident vascular cerebral, de asemenea. Deci sunt foarte multe patologii, atât pulmonare, cum spuneam, cancer BPOC, astm necontrolat. Nu țigara dă o patologie, dă astmul bronșic. Dar, pentru că sunt și copii cu astm bronșic și o să spună lumea care ne ascultă, da, dar nu fuma, sigur. Dar un astmatic care fumează are șanse mult mai mari să aibă o boală necontrolată decât un astmatic nefumător și boala lui să meargă mai rău. Deci e foarte important să ca cei care fumează să fie conștienți de riscurile la care se expun. Și cum am spus, sunt riscuri pulmonare, sunt riscuri cardiovasculare, sunt riscuri de a face cancere în alte organe, deci cancer gastric, cancer de vezică urinară, sunt patologii inclusiv osteoporoza, sarcini, deci cu feți cu greutate scăzută, copiii din mame fumătoare
au un risc mai mare de a face astm bronșic sau infecții respiratorii, riscul de malformații congenitale este mai crescut, infertilitate, scăderea libidoului, deci practic nu cred că există un organ în corpul uman care să nu fie afectat de consumul de tutun și să nu fie o corelație între consumul de tutun și diverse patologii. Deci recomandarea este să nu perseverăm în acest consum de tutun. Fumatul pasiv, cunoscut și sub denumirea de fum de tutun din mediul ambient, este o combinație dintre fumul produs la capătul aprins al țigării și fumul expirat de fumători. Fumul de țigară conține mulți vapori și particule, astfel încât inhalate, acestea sunt dăunătoare atât pentru fumător, cât și pentru persoanele din apropierea acestuia. Nu e mai dăunător, undeva riscurile sunt la jumătate, dar se recomandă ca fumatul pasiv să fie cât mai redus. Acum, sigur că noi putem să facem asta prin legislație în ceea ce înseamnă fumat în spații publice, închise, restaurante, locații, dar eu le recomand și celor care fumează acasă să o facă totuși în locuri în care nu-și expun membrii familiei. Sunt studii care arată că, de fapt, inclusiv fumatul terțiar poate să fie dăunător și ce înseamnă acest fumat terțiar. De exemplu, mama se duce și fumează o țigară pe terasă, se întoarce și își ia copilul în brațe, copilul este expus la particulele din fumul de țigară care s-au așezat pe părul mamei, pe haine, deci sau casele în care locuiesc fumători, chiar dacă ei au părăsit locația, s-au descoperit particule și ăsta care expun locatarii chiar dacă aceștia nu fumează. Hotelurile, mașinile, de exemplu, taxiurile folosite de mai multe persoane dacă a fost un fumător înainte. Deci nu sunt riscuri mai mari, acum nu trebuie să exagerăm, dar și fumătorii pasivi, în funcție de specificitatea sau, cum să zic, sensibilitatea genetică pe care o au, pot să dezvolte anumite patologii. Alternativele la țigara clasică nu sunt recomandate ca terapie de renunțare la fumat. O țigară electronică înseamnă o țigară pe care eu pot să o consum într-un spațiu închis în momentul ăsta. Și atunci foarte multă lume o folosește ca alternativă la fumatul în interior, dar de fapt acele țigări întrețin gestul, deci automatismul rămâne și dependența de nicotină și practic nu aduc niciun beneficiu, nu sunt recomandate ca o terapie în renunțarea la consumul de tutun. De asemenea, înainte de pandemie au apărut mai multe studii clinice și case report-uri care arătau că există o patologie pulmonară strict legată de consumul de țigară electronică. Se numește vapor, are și o denumire. Deci și vaparea este nocivă, nu este recomandată. Știu că e foarte la modă, sunt adevărate concursuri de vaping în care, cum se spun, unii tineri sunt foarte, foarte abili în a face tot felul de figurine din vapor din aburi respectiv, dar nu este recomandată. De asemenea, chiar dacă eu am o cantitate mică de nicotină pe care aceste device-uri o aduc, întreține dependența. Renunțare la fumat este recomandată poate nu de pe azi pe mâine, dar în niciun caz prin reducerea numărului de țigări sau prin înlocuirea cu alte dispozitive, pentru că practic o să vă dau un exemplu foarte simplu: dacă drumul de la 20 la 10 țigări pe zi e foarte greu, da? Deci un fumător care vrea să reducă, o să se uite pe ceas, o să-și împartă numărul de țigări, o să zică până la ora 10 fumez 3 țigări, de la 10 la 12 încă una, pe urmă încă... Deci practic el își împarte acele 10 țigări care au rămas foarte strict și foarte clar și așa, ei, are un accident minor de mașină sau se enervează că o pierdu poli sau știu eu, apare un element neprevăzut, foarte repede se ajunge de la 10 la 20 de țigări și de aceea recomandarea este de a renunța în totalitate la fumat, de a stabili o zi în care iei această problemă în serios. Se recomandă aruncarea țigărilor, aruncarea scrumierelor, spălatul perdelelor, schimbatul mirosului în casă și pur și simplu
trebuie făcută o strategie pentru ca această luptă să fie o luptă mai ușoară. Pentru că, de fapt, asta este. În momentul în care un fumător, mai ales mari fumători, vor să se lase de fumat, știu mai bine decât mine chiar că nu este deloc ușor, dar nici imposibil. Adică, poate nu e așa de ușor cum pare la prima vedere, dar nici atât de greu încât să nu reușească dacă chiar și-au propus. Când avem o voință puternică și ne dorim cu adevărat să renunțăm la fumat, este foarte important să avem o strategie. S-a dovedit că cei care spun de mâine nu mai fumez, la un an de zile doar 2% din cei care au spus de mâine nu mai fumez au rămas nefumători. Da? Sunt și sfaturi gen jurnal, ca să vezi cum fumez și care este asocierea dintre țigări și alte lucruri pe care le fac. Noi toți avem ritualuri. Că fumăm sau că nu fumăm. Dar fumătorii au foarte multe ritualuri legate de țigară. Și atunci, în prima etapă, este recomandat ați alege o zi, deci cu sau fără medicație ajutătoare. Eu spun care ar fi strategia, pentru că fumătorul trebuie să conștientizeze că, indiferent de susținerea celor din jur sau de nesusținerea lor, este lupta lor. E foarte greu, adică oricât ne-am dorit ca cineva din preajma noastră să renunțe la fumat, nu putem să o facem noi în locul persoanei respective. Dar e important să fie susținut. Și atunci e recomandat să-și aleagă o zi. Și sunt tot felul de sfaturi. Ziua copilului, o zi de naștere, o zi care să aibă o anumită semnificație. Am prieteni care au renunțat după Crăciun sau de la 1 ianuarie. Deci o zi care să fie, sau o zi de luni, că toate lucrurile bune încep luni, o zi în care să renunțe la fumat. Această zi nu este recomandat să fie o zi altfel, de exemplu. Adică, sigur că fiecare poate să-și aleagă lucruri care pe el îl... Că aici ține foarte mult de personalitatea noastră și nu există rețete universale, dar nu este neapărat recomandat să fie o zi în concediu sau o zi foarte relaxată, pentru că noi trebuie să ne gândim că ne întoarcem la viața de zi cu zi și acolo sunt provocările, ca să zic așa. Ei, această zi nu trebuie să fie a doua zi, dar până undeva într-o săptămână, 10 zile, și în intervalul respectiv se recomandă ca fumătorul să-și urmărească modul de a fuma. Da, 3 țigări dimineața cu cafeaua, una după masa de prânz, adică sunt acele țigări pe care eu le numesc țigările de musă și pe care fumătorul le are foarte clar stabilite pe parcursul zilei. Deci, acele țigări trebuie disociate și scoase din contextul lor plăcut și puse într-un context neplăcut. Adică nu mai fumez deodată cu cafeaua la masa din bucătărie cu scaunelul sub picioare, cum obișnuiam, mă duc pe terasă unde-i frig, unde nu-mi place, dar să trag eu 2 fumuri. Ei, nu o să mai fie 3 țigări, o să fie una. Și recomandarea este ca aceste țigări, care sunt ritualice și care au un loc foarte bine stabilit în viața fumătorului, să fie scoase, cum spuneam, din contextul plăcut, puse într-un context neplăcut și fumătorul să găsească niște alternative la țigara respectivă. Ok, acum mă duc pe terasă, dar săptămâna viitoare eu nu mai vreau să fumez deloc. Ce aș putea să fac în intervalul ăsta? Și atunci se recomandă. Dacă bei cafea cu zahăr, să o bei fără. Dacă vrei sau să o înlocuiești cu un ceai. Dar recomandarea este de a pune ceva în locul acelei țigări asociate cu cafeaua sau cu ceaiul, pentru că dacă scoatem cu totul și lăsăm acolo un loc gol, o să ne întoarcem la țigară. Da? Și atunci, practic, se recomandă un fel de o perioadă de monitorizare a stilului de a fuma și în momentul în care am stabilit că renunțăm la țigară, să avem deja pregătite niște alternative. Pentru că altfel, mintea noastră o să caute tot felul de motive de a mai aprinde o țigară. Deci, ăsta este primul pas în renunțarea la fumat. În primul rând, să-ți dorești să te lași de fumat. Deși multe persoane reușesc să învingă în lupta cu tutunul, ajung ca în timp să acumuleze câteva kilograme în plus, iar acest aspect îi descurajează pe mulți în a lăsa acest viciu. Foarte adevărat, sunt 2 motive. Deci unul real și unul tot real, dar, ca să zic așa, mai puțin științific. Deci, atunci când fumăm, metabolismul bazal este puțin accelerat și în momentul în care scoatem țigara și acest metabolism bazal încetinește și există riscul de a avea un câștig ponderal de până în 5 kg. Ce este peste se datorează foarte mult înlocuirii acestui gest cu acest gest. În momentul în care
vreau să mă las de fumat. Și asta este o, mai ales la persoanele care sunt normoponderale sau supraponderale sau pentru doamnele pentru care orice kilogram în plus contează, da? Deci e important să mergem la sală, de exemplu, să umblăm mai mult pe jos, să facem mai multe ture cu bicicleta, să mergem mai des la bazin. Adică, da, e o perioadă critică în care suntem tentați să consumăm mai mult dulce, mai mult gestul este înlocuit. Deci, cum spuneam, când faci de 100 de ori gestul de a duce țigara la gură, sigur că lipsește și partea de gestică și atunci o înlocuiești, dar important e să nu înlocuiești cu grisine sau cu stixuri. Da? Deci există apar fenomenele de sevraj, dincolo de kilogramele în plus. Apare nervozitatea, apare lipsa de concentrare și atunci soția care până mai ieri îți spunea, dar lasă-te odată de fumat, zice, da, nu te mai suport așa, prinde și tu o țigară să terminăm odată cu scandalul. Sunt foarte multe lucruri care apar atunci și foarte multe provocări, da? Cum spuneați, adică anturajul. Recomandarea este să-ți anunți anturajul că vrei să te lași de fumat și acolo se triază prietenii, da? Dar nici nu putem să stăm într-un glob de sticlă de acum până la pensie, că noi ne-am lăsat de fumat. Este totuși recomandat ca în prima perioadă, 2-3 săptămâni, să evităm anturajul fumător sau locul în care se fumează și eventual să mergeți cu doamna la un restaurant, într-un loc unde știți sigur că nu îi permis fumatul nici în interior, da? Adică nepermis este, dar se mai practică și încălcarea legislației, ca să zic așa. Dar e important, știți ce am observat eu? Că atunci când o persoană își dorește cu adevărat să renunțe la fumat, caută și găsește aliați. De asemenea, când nu-i suficient motivat, că de aici pornește tot, cât de motivat ești să o faci. Că dacă este motivația ta, lupți într-un fel. Dacă e motivația anturajului, soției, copiilor sau știu, o motivație externă, sau financiară, aia nu prea ține, că tot timpul mai găsești niște variante de a păcăli. Deci e foarte importantă motivația și foarte importantă modul în care rezonăm la anumite lucruri și la anumite sfaturi. Eu pot să-i spun celui care conduce la volan, de exemplu, domnule, dai niște bețe de morcov și ronțe morcov când vrei să-ți aprinzi o țigară. Am avut o pacientă care mi-a zis, dar eu nu sunt iepure. Da? Deci, păi nu, dacă nu vă placă, mie nu-mi plac morcovii. Ah, ok, atunci un măr, dar nu mărul ăla din cămară, trebuie tăiat, spălat și așa, ci efectiv feliat, pentru că mâna când se duce la pachetul de țigări, face un gest minimal. Așa trebuie înlocuit cu ceva la fel de ușor. Deci trebuie să luptăm și cu o dependență biologică, dar și cu această dependență psihologică. Și dacă biologic, să zicem că mai avem alternative, guma de mestecat cu nicotină, plasturii cu nicotină, pe partea de automatism, acolo este o muncă la fel de dificilă, uneori chiar mai dificilă, pentru că, de exemplu, sunt foarte multe doamne care nu au o dependență foarte mare biologică, adică nu e o nevoie foarte mare, dar partea asta de socializare, partea de ieșit în oraș cu fetele și fumează și îți oferă o țigară și tu ai întins mâna, deși ți-ai propus să nu mai fumezi. Și automatismul este tot o problemă cu care trebuie anticipată și rezolvată. Foarte puține persoane fumează ocazional. Adică ocazional înseamnă să nu fumezi în fiecare zi, din când în când. Or, asta se întâmplă la început. Doar că din cauza dependenței se ajunge la un consum mare de tutun pe zi. Este un fumat social, ca să zic așa, nu-i termenul cel mai corect, dar de socializare, poate. Vrei să faci parte dintr-o anumită societate, un anumit anturaj. E foarte greu dacă ai fumat, mai ales, deci nu spun neapărat de inițierea tutunului, că acolo lucrurile, cum să spun, dacă nu te-ai apucat, dacă n-ai simțit o dorință foarte mare, deja după anumită vârstă reziști sau nu mai ești tentat să-ți aprinzi o țigară. Dar mai ales în tinerețe, mai ales la adolescență, presiunea socială poate să fie mare și atunci să fii, tentațiile să fie pe măsură. Legea a interzis fumatul în localuri, prețul țigărilor a crescut, nu mai vedem reclame la televizor. Prin toate acestea ne putem da seama că lucrurile nu țin doar de noi, ci într-o mare măsură și de către autorități. Sunt politici de control a tutunului, a consumului de tutun și noi am fost
fruntaș în 2016, doar că de atunci nu s-a mai întâmplat mare lucru. E foarte important, fiecare măsură restrictivă aduce după sine o scădere a numărului de fumători, ceea ce e foarte important. Dar, de exemplu, acum dacă ne ducem, orice salon de beauty are reclame la tutunul încălzit, da? Poți să-l achiziționezi din mall. Reclame pe toate gardurile, nu-i țigara, dar sunt niște elemente care îți aduc aminte de țigară. Da? Reclame care îți spun că este un tutun fără fum și mai puțin dăunător. Deci, există această presiune a industriei tutunului. Statul și, în general, societatea, sigur că își are rolul ei și trebuie să facă ceva. Cum vă spuneam, și inclusiv acele pictograme de pe pachetele de țigări care par sau noi zicem că lumea s-a obișnuit cu ele, dar totuși au un impact asupra, nu neapărat asupra fumătorilor inveterați care deja sunt obișnuiți, cât a noilor membri, ca să zic așa, pentru că e foarte important să conștientizăm că din cauza tutunului și consumului de tutun se moare și că tot timpul e nevoie de cumpărători noi. Și sunt o grămadă de demersuri care se fac și pe care le vedem, inclusiv am fost la un film, da? Și la un moment dat actrița își aprinde o țigară și mă întreabă prietenul de-a mea, oare de ce a trebuit să se întâmple asta? Și am zis, probabil pentru că industria tutunului a sponsorizat filmul. Și, deci sunt tot felul de mesaje subliminale în care acest comportament și această dependență este încurajată și acolo trebuie lucrat, ca să zic așa. La partea de a interzice, oricât de, cum să spun, că noi nu suportăm să ni se interzică ceva, da? Că noi știm ce avem de făcut cu corpul nostru, cu mintea noastră și nouă nu ne spune nimeni ce trebuie să facem, dar e foarte important. Orice, cum vă spuneam, orice măsură restrictivă a apărut, orice scumpire a dus la o scădere a numărului de fumători. Atunci poate acestea ar fi cu siguranță și în viitor singurele soluții. Da, deci s-a observat că, practic, interdicțiile în jurul școlilor, interdicțiile legate de achiziționarea țigărilor la bucată, interdicțiile respectate de a vinde țigări sub 18 ani. Deci astea au fost niște lucruri pe care, dacă se și respectă, duc evident la o scădere a numărului de fumători. Și să știți că inclusiv cu această interzicere a fumatului în restaurante a existat la un an de zile după ce legea a intrat, la un an sau doi, a existat presiune ale industriei Horeca, dar până la urmă s-a demonstrat că inclusiv fumătorii au fost mulțumiți de aceste restricții, pentru că e foarte neplăcut și ne putem da seama să te duci să mănânci într-un local în care tai fumul cu cuțitul. Deci, nu... Sigur că ne obișnuim greu cu restricțiile, și dar e important totuși să conștientizăm că, de fapt, este pentru binele nostru. Sper că poate acum am reușit să te conving măcar puțin să lași țigara din mână și vreau să te întreb, tu cât de motivat ești să renunți la fumat și să câștigi această luptă pe care sunt sigură că ai putea să o câștigi dacă îți dorești cu adevărat?